cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei, în discuția despre un război care, după toate semnalele, va crește în intensitate în loc să scadă, își face loc din nou ideea că ceva se va întâmpla pe 9 mai. Ne mai despart de acest moment simbolic foarte puține zile. Fie că ar fi vorba despre un atac al rușilor asupra Odesei, că ar fi alipirea cu totul la Rusia a acelor zone din estul Ucrainei pe care le controlează, că va fi o implicare a Transnistriei în acest război prin parașutarea de soldați acolo, sau că va fi o declarație formală de război a Rusiei împotriva Ucrainei, care să ducă totul la un alt nivel. O să discutăm despre asta, inventariem scenariile, vedem ce diferență ar fi între ceea ce se întâmplă acum și momentul în care ar exista o declarație formală de război a rușilor. Discutăm de asemenea despre ce ascunde retorica referitoare la al treilea război mondial și prezumtive atacuri nucleare. O retorică pe care Rusia o tot propagă de câteva zile cu o insistență fără precedent. Va reuși Occidentul, așa cum își dorește, să slăbească pe termen lung Rusia, înarmând tot mai mult Ucraina, așa cum face acum? Discutăm și despre asta și mai discutăm despre ceva, despre o mare nemulțumire a Rusiei față de Israel. Nu e doar o pată de culoare. I-au acuzat pe evrei că sunt nici mai mult, nici mai puțin decât neonaziști. N-a fost un derapaj, n-au fost două, este un tir care continuă de câteva zile, astăzi un nou episod. De ce ar fi evreii neonaziști? Pentru că sprijină regimul de la Kiev. Declarația e diferită de elucubrațiile de până acum. E un semnal politic pe care îl vom decripta în minutele următoare cu ajutorul invitaților noștri. Îl salut pentru început pe profesorul universitar Sergiu Mișcoiu, în direct cu noi. Bună seara, bun venit în Piața Victoriei. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne uităm la aceste scenarii, domnule Mișcoiu. Ne uităm la ceea ce s-ar putea întâmpla pe 9 mai. Și înainte de toate, întrebarea. Suntem absolut siguri că pe 9 mai trebuie livrat ceva rușilor? Acest termen de 9 mai, cred că este, în primul rând, un fel de proiecție pe care ne-am făcut-o noi. Eu undeva în imaginarul occidental, ideea că pe 9 mai Putin va trebui să pună ceva pe masă și că există o nemulțumire în ceea ce privește stadiul operațional de până acum. Nemulțumirea există cu siguranță, însă termenul acesta de 9 mai, noi l-am decretat cumva ca fiind un termen oficial până la care Putin ar trebui să decarteze ceva și practic parcă noi am dorit ca Putin să facă ceva pe 9 mai și poate ne va surprinde tocmai prin aceea că nu va face ceva în mod special pe 9 mai în legătură cu această dată simbolică. N-ar trăda o incoerență sau, nu știu, o lipsă de perspectivă în legătură cu această operațiune specială, cum îi zic ei, în ochii rușilor, dacă pe 9 mai treci acest moment sub tăcere? În media din Rusia, din câte am putut eu observa cu acces indirect, nu există niciun fel de așteptare specială în ceea ce privește data de 9 mai. Și eu cred că Vladimir Putin ne va surprinde și va face în una din două modalități. Fie nu va face nimic în mod special pe 9 mai, spunând că operațiunile continuă, că este o zi a victoriei, că actualul angajament al Rusiei în Ucraina dovedește încă o dată determinarea Rusiei de a lupta împotriva neonaziștilor, imperialiștilor și așa mai departe, fie va face un fel de buchet de realizări, ceva mai puțin impresionante la prima vedere. Iată, am reușit să lichidăm la Mariupol, am reușit să avansăm și face o listă de vreo 50 de localități, sate, orașe mai mici în care Rusia a avansat în Donbas, a reușit să neutralizeze și va face o listă cu totalitatea bazelor ucrainiene lichidate și așa mai departe.
Varianta 3 este cea în care, într-adevăr, va produce un eveniment pe 9 mai. Niciuna din aceste variante nu este imposibilă. Acest eveniment de care ne temem cu toții că se va produce pe 9 mai, poate, într-adevăr, să aibă o conotație cu totul specială, dacă ar fi doar declarația de război față de Ucraina, ar fi un lucru cât se poate de benign până la urmă. Temerea care există și nu poate fi scoasă complet ca ipoteză, deși nu e deloc prioritară ca ipoteză, este aceea că pe 9 mai se va încerca într-un fel sau altul ca în Transnistria să se acționeze și să fie implicată și Transnistria și implicit și Moldova în acest conflict. Toate aceste variante sunt posibile și, așa cum până acum ne-a surprins Putin în ceea ce privește declanșarea războiului din 24 februarie, ne-a surprins în ceea ce privește retragerea de la nord de Kiev, unde totuși avea poziții, nu erau minunate, dar erau acolo, și alte asemenea gesturi, s-ar putea să ne surprindă și în 9 mai și, evident, nu putem să fim siguri care din aceste căi va fi cea pe care va păși Kremlinul. Apropo de surpriză, pe de altă parte, n-a fost chiar o surpriză invadarea Ucrainei. Ne amintim că americanii și britanicii își avertizau aliații de săptămâni în șir că urmează așa ceva. Sigur, n-au depistat cu precizie ziua exactă, dar au fost foarte aproape în legătură cu asta. La fel cum au fost foarte aproape în a prezice sau a analiza pe baza informațiilor culese mișcări, multe dintre mișcările rușilor, așa că de ce nu ne-am așteptat să fie și de data asta să aibă dreptate, doar pentru că Putin va încerca să facă orice altceva ca să le dovedească că nu au avut dreptate? Este posibilă și o asemenea strategie din partea lui Vladimir Putin. Dar încă o dată, 9 mai este adresat... Cu invazia nu s-a obosit Rusia să le demonstreze că n-are dreptate, că n-au dreptate, a făcut-o până la urmă. E clar, dar 9 mai se adresează publicului din Rusia de această dată. Pe Putin îl interesează destul de puțin ceea ce vede Occidentul sau lumea în afară de ruși în legătură cu gestul de la cu momentul 9 mai. Momentul 9 mai este cumva important și pentru Europa Occidentală, pentru că e încheierea celui de-al doilea război mondial, dar anul acesta va avea o conotație cu totul diferită. Pentru țările din Est nu este deloc important, este din contră trecerea de la o sclavie la alta, de la cea nazistă la cea bolșevică. În aceste condiții este clar că publicul căruia se adresează este publicul rus. Și acum, una din două variante. Fie Putin încearcă să epateze încă o dată, venind cu ceva cu totul sfărăitor și arătând că, iată, ultimul gest pe care îl face, ultimul cronologic vorbind, este cel de a deschide un nou front sau de a face un gest simbolic de declarare războiului. Sau, din contră, vine și anunță relativ plat realizările de până acum și continuarea operațiunilor, pentru că, la fel cum se întâmpla cu producția sovietică la hectar, nici și cu războiul se întâmplă la fel, trebuie să raportăm îndepliniri și să marcăm evenimentele. E încă o dată dificil de spus care din variante va fi cea preferată de Kremlin. O variantă, ne spuneați ceva mai devreme, ar fi ca de fapt pe 9 mai să nu se raporteze finalizarea a ceva, un succes în ceva, o victorie în ceva, ci mai degrabă începutul a ceva nou. Iar această prezumtivă declarație de război ar putea fi începutul la ceva nou, pentru că, de fapt, ar fi o chemare la arme, o chemare la oaste, o chemare la hai să facem ceva ce până acum n-am făcut și oricum n-am fost foarte transparenți în legătură cu asta, așa zisă operațiune de nazificare. Da, dar o asemenea declarație de război ar fi cel puțin surprinzătoare, măsura în care nu e foarte mult de câștigat de pe urma declarării oficiale a unui război. Ai avut o operațiune specială pe care ai camuflat-o, a fost de fapt război camuflat în operațiune specială și ce faci acum? Declar că este un război. Un război se declară unui inamic nou sau trebuie să existe o schimbare de context pentru declararea unui război. E greu propagandei lui Putin să producă o astfel de retorică, o astfel de schimbare de context? Să zică că a intervenit ceva? Trebuie să existe un anumit gest care a intervenit. De exemplu, dacă ucrainienii ar bombarda masiv Rusia, Belgorod sau zonele în care au acces cu raza lor de bătaie a rachetelor, s-ar putea să existe un asemenea scenariu. Pe de altă parte, dacă se declară război Ucrainei,
În măsura în care armata rusă practică în continuare o operațiune specială, între ghilimele, îndreptată, am văzut, masiv și împotriva populației civile, tot ceea ce până acum Rusiei nu i se putea deconta decât într-o manieră indirectă, ca și atrocități, va trebui de acum încolo să fie decontat în manieră directă. Și în război există o manieră de a trata civili, o manieră de a trata beligeranții militari, există o serie de reguli care sunt mult mai... mai restrictive, cel puțin din perspectiva unui drept internațional, pe care sigur Rusia l-a violat în mod repetat, dar practic nu cred că ar avea un sens în momentul de față să facă un asemenea gest dacă nu se întâmplă nimic sau dacă nu produce un eveniment care să ducă la justificarea unei declarații oficiale de război. Și apoi mai e o chestiune, să declar război pe 9 mai, când e o zi a armistițiului de încheiere altui război, din punct de vedere simbolic, pentru o populație care deja este supusă unor restricții și este totuși pe fond din ce în ce mai nemulțumită, nu că era foarte mulțumită înainte de război, dar acum se confruntă cu diverse penurii, este un gest totuși care nu face decât să alarmeze și mai mult lucruri. Iar ca să declari un război, să zicem, mai devreme, nu știu, mâine, pe 5 mai, și să raportezi o victorie pe 9, e deja un timp extrem de scurt, nu? Ar trebui să fii sigur că obții ceva și nu declari un război ca să obții un ceva atât de mic. Așa pare din perspectivă strategică, însă încă o dată vedem că raționalitatea trebuie luată în calcul cu multă moderație atunci când vorbim de acțiunile internaționale ale lui Vladimir Putin, că în contextul său actual, rațiunile geopolitice, ideile privind lumea și modul în care trebuie aceasta organizată, idei precum spațiul acesta vital, între ghilimele, pentru a folosi concepte, iată, naziste, pe care se pare că Putin le folosește cu mare nonșalanță, punându-le pe seama altora, al rușilor trebuie să se extindă dincolo de frontierele actuale ale Rusiei. În toate aceste date adunate și multe altele pot să genereze o acțiune care să fie puțin previzibilă. Și n-ar fi pentru prima oară când avem un asemenea gest. Ni se alătură și analistul de politică externă Șerban Cioculescu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi! O declarație, prezumtivă declarație de război sau un gest aparte care să escaladeze lucrurile în preajma lui 9 mai, ar sili țările NATO să ia o altfel de poziție decât au avut până acum? Nu neapărat din punct de vedere juridic, pentru că, să fim serioși, Rusia e deja în război cu Ucraina. Acum, faptul că, să zicem, s-ar confirma acest scenariu în care Rusia chiar ar declara război, pur și simplu, țările NATO ar continua să furnizeze sprijin militar și eventual ar intensifica, în sensul de a oferi arme mai grele, mai letale. Pentru că știm că nu există neapărat un consens între țările NATO pentru a oferi asemenea arme. Și atunci rămâne de văzut în ce măsură Vladimir Putin chiar va trece la acest scenariu, pentru că deocamdată neagă ideea că ar intenționa așa ceva. Vi se pare și dumneavoastră destul de deplasată ideea unei declarații de război, așa cum tot sugerează americanii și alți experți occidentali? Ba, știți cum e, americanii au surse bune de informații. Să nu uităm că Joe Biden e cel care a avertizat că războiul va avea loc și ceilalți spuneau că nu, n-are rost să ar veni să creem panică. Uite că a avut dreptate. Deci, cumva, sursele americane ar putea fi bune. Dar, pe de altă parte, în contextul actual, mă îndoiesc totuși că Putin va declara războiul Ucrainei, pentru că el deocamdată îi ține păruși în acea bulă, nu, informatică, nepermițându-le să se informeze din surse alternative și va vine data de 9 mai și probabil că va prezenta succesele militare pe care le-a avut, așa limitate cum sunt, ele le va prezenta ca pe succese mari, importante,
mai puțin în est, în zona Donbasului, cât mai ales în sud, în zona aceea învecinată cu Crimea, da? Zona de la de nord de Crimea, unde totuși rușii au avansat destul de mult. Deci, eu cred că oricum va prezenta situația ca fiind una de succes. Și e puțin probabil că marea masă a rușilor vor constata că au fost mintiți. Apropo de zona de sud, da. Odessa ne interesează în mod special prin importanța sa strategică și comercială, port la Marea Neagră și așa mai departe. Acum, întrebarea e, legăm lucrul ăsta și de scenariile că Transnistria ar putea fi destabilizată în dublu scop, și ca să provoace Republica Moldova, dar și ca să se parașuteze acolo, cine știe cum, sau să se facă o joncțiune între militarii din Transnistria și cei din Odessa, deci să contribuie la un asediu al Odesei. E un scenariu plauzibil ăsta? La fel, în aceeași logică? Este un scenariu. Da, deocamdată vedeți trupele acelea, cei 2000 și ceva de pacificatori, așa zis pacificatori ruși de trupe, plus, atenție, mai, acolo mai există și vreo 3000 de luptători, de soldați ai Transnistriei, proruși, da? Deci o armată mai puternică decât a Republicii Moldova, combinat rușii cu prorușii, da? Cu transnistrienii. Da, deci dacă se ajunge la un asalt al Odesei de pe mare și terestru, e posibil că la un moment dat și acele forțe din Transnistria să fie folosite pentru o încercuire, pentru o pătrundere în zona numită Bugeac, da? ca să o izoleze cumva și un asediu asupra Odesei. Deocamdată faptul că ucrainienii rezistă bine în zona de est și în zona de nord-est, pentru că au reușit chiar să, am citit că au reușit să respingă cu vreo 30-40 de kilometri forțele ruse din zona Harkovului. Deci câtă vreme rușii vor întâmpina dificultăți în aceste zone, nu vor avea destule forțe și destul avânt să se întoarcă și să asedieze Odessa. În momentul în care, dacă rușii vor reuși să stabilizeze, să controleze, să zicem, în întregime Donbasul, atunci ar putea să orienteze și către Odessa și ar intra în acțiune și acel scenariu posibil cu folosirea Transnistriei ca un element de încercuire și de pătrundere către zona Odesei. Bun, avem aceste scenarii, dar ne-a mai atras ceva atenția, domnule profesor Mișcoiu, și anume atacurile din ceea ce se numește Transcarpatia, o regiune din vestul Ucrainei, acolo unde nu s-au mai produs astfel de atacuri până acum, lucru care a provocat două tipuri de reacții. Din partea Ungariei, de exemplu, a fost, mă rog, care știm, e apropiată lui Putin, a fost ceva de tipul, uite ce se întâmplă, pot veni până spre granițele noastre aceste atacuri, dacă continuă să escaladeze lucrurile. Din partea Slovaciei, de pildă, aflată și în imediata vecinătate, a venit tipul de reacție, vă avertizăm că orice tip de atac se va produce la 5 cm de frontiera noastră, în interior, va declanșa automat o reacție colectivă a NATO. E aici un element de provocare din partea Rusiei? Da, întâmplarea face că eu sunt acum în Ungaria și am discutat iar cu o serie de colegi universitari de aici care erau destul de preocupați de ceea ce se întâmplă și erau preocupați tocmai datorită unei posibilități ca reacția Ungariei să fie mult peste ceea ce se întâmplă. Până la urmă, în Transcarpatia există o minoritate maghiară destul de numeroasă și această frânduială va fi afectată, așa cum este minoritatea românească afectată în Cernăuți și în alte zone din Ucraina, de bombardamente. Acum, aceste bombardamente au fost totuși bombardamente, din câte am văzut, destul de punctuale, îndreptate asupra unor ținte precise. Am văzut precizia, nu este chiar extraordinară în bombardamentele rusești, dar de data aceasta au vizat elemente de infrastructură care să limiteze posibilitatea penetrării unor transporturi de armament și întăriri logistice a Ucrainei pe calea ferată în mod special și pe căi rutiere. Cam aceasta este politica rusească.
Evident că Ungaria devine preocupată de ceea ce se întâmplă și maghiarii din Transcarpatia au reiterat mai multe ori Ungariei faptul că ei sunt în aceeași situație ca restul ucrainienilor și se tem de consecințele acestui război, reproșându-i cumva lui Victor Orban că are o atitudine mult prea edulcorată față de Rusia și merge până la capăt cu prietenia aceasta istorică care ar trebui un pic limitată. Și într-adevăr, la Budapesta a existat de când s-a întâmplat asta, adică de ieri, o anumită stare de tensiune diplomatică. În același timp, nimic nu se întâmplă pe teritoriul Ungariei, nimic nu se întâmplă pe teritoriul Slovaciei și deci aceste țări nu pot decât să își arate încă o dată preocuparea și cam atât față de ceea ce se întâmplă la granițele lor. De asemenea, este important de subliniat că Ungaria în continuare se menține ca un stat care nu va participa în mod direct la efortul de luptă al Occidentului, nu va permite trecerea pe teritoriul Ungariei unor transporturi către Ucraina, mai ales transporturi militare substanțiale către Ucraina, tocmai pentru a limita posibilitatea ca ea să fie implicată într-o acțiune directă a Rusiei îndreptată împotriva țărilor care sprijină în mod direct sau indirect Ucraina în acest război. Asistăm de câteva zile, domnule Cioculescu, la o retorică, o propagandă delirantă aproape pe toate posturile controlate de Kremlin în Rusia, care vorbește despre al treilea război mondial, ori ca inevitabil, ori ca fiind început deja de Occident. Mai vorbesc despre atacuri nucleare în care, și dacă nu supraviețuim niciunii, zic rușii, asta e. Dincolo, sigur, de forma asta de capacitatea de a-i mobiliza pe ruși, există și un semnal referitor la Occident, un semnal dat Occidentului că s-ar putea întâmpla ceva mai mult dacă vor continua să înarmeze până în dinți Ucraina? Această retorică a războiului mondial și a armelor nucleare are un dublu destinatar. Pe de o parte, așa cum am spus, e publicul intern și aici autoritățile încearcă să stimuleze acel sentiment naționalist de mândrie patriotică și să le insufle rușilor o dorință de a-și apăra patria. Aici mă gândesc că ai putea chiar să-i sperii, iertați-mă, în momentul în care le vorbești despre un atac din care nu scapă nimeni, stau și mă întreb dacă până la urmă nu-i timorezi mai degrabă decât să-i mobilizezi. Acum, noi nu le cunoaștem foarte bine psihologia. În general, sunt destul de ușor de mobilizat cu sloganuri din astea pentru că au o anumită tradiție moștenită și din vremea Uniunii Sovietice și au un naționalism din ăsta remanent, da? Deci sunt renumiți de naționaliști și, în general, foarte, mă refer la susținătorii lui Putin, da? Adepții unui stat puternic. Bun, acum, asta pe plan intern, pe plan extern, Rusia a eșuat în a convinge țările NATO să nu mai furnizeze armamente Ucrainei, din contră, să intensifică furnizarea de armament. Ați văzut că Joe Biden a cerut chiar un credit de vreo 30 de miliarde de dolari, a vizitat astăzi fabrica care produce javelinuri și a felicitat pe lucrători spunând, uitați, produceți și pentru poporul ucrainian ca să-l ajutăm să se apere. Nemții oferă, francezii oferă tunuri, inclusiv arme grele, tunuri autopropulsate și atunci e clar că Rusia a eșuat, n-a putut descuraja, aici vorbim de elementul numit deterrence, descurajare. Rusia n-a putut descuraja furnizarea și nu va putea nici în continuare. Și atunci, pur și simplu amenință în ideea de a înfricoșa, în ideea de a speria populațiile civile din țările NATO, pentru ca acestea să pună presiune la rândul lor pe guvernele țărilor respective, să mai reducă puțin, să mai închidă puțin robinetul cu ajutoare militare către Ucraina, da? Asta e, pentru că, bun, și aici intrăm puțin într-un domeniu pasionant care este cel al teoriei jocurilor în studiile strategice, pentru că, uitați, aici se confruntă niște actori pe care îi presupunem rațional, da? Atât Vladimir Putin cât și opozanții lui din țările NATO sunt presupuși ca fiind raționale. Ei, în momentul în care Putin amenință cu nuclearul, el își asumă rolul nebunului, da? În aceste teorii, da? Cel care escaladează incontrolabil și pare irațional în ideea ca ceilalți, simțindu-se vulnerabili, să devină rațional, prudent și să dea înapoi.
Era și e, dacă nu mă înșel, da, și parte din strategia de escaladare pentru dezescaladare a rușilor, nu? Să plusăm până când toată lumea se sperie, nu vrea să riște și atunci se detensionează situația. Da, e genul de strategii numite anglosaxon brinkmanship, da? Când te duci pe marginea acoperișului în ideea că opozantul tău va fi ceva mai cumințel și mai timorat. Da? Deci e pur și simplu, el își asumă acest rol de crazy leader, da? De lider care merge până la capăt. Evident că e o mască. Noi știm de fapt că Vladimir Putin e totuși un om calculat și prudent. Deci nu-l văd să meargă realitatea atât de departe. E pur și simplu o strategie de intimidare și de descurajare. Șerban Cioculescu, vă mulțumesc foarte mult. Continuă discuția în Piața Victoriei astăzi și invit și pe ascultătorii noștri să ni se alăture dacă doresc. 0372069599 e numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Domnule profesor Mișcoiu, un alt tip de retorică despre care am vorbit la începutul emisiunii, care nu mai ține de o pată de culoare. Cea împotriva Israelului. Rușii atacă furibund, verbal, politic, Israelul de câteva zile. Pare să nu fie din zona belucubrațiilor obișnuite la televiziunile rusești. Pare să aibă legătură cu ceva. Îi acuză de neonazism pentru că sprijină regimul de la Kiev. Au venit reacții din partea Israelului, din partea altor guverne. Nimic. Lucrurile nu s-au potolit, continuă și astăzi. O țin una și bună, Israelul e nazist pentru că sprijină Ucraina. Cum vine asta? Israel a avut o relație, să spunem, ambiguă cu Rusia de-a lungul timpului, însă ea a devenit una din ce în ce mai tensionată, deși o parte consistentă a cetățenilor israelieni sunt israelieni din Rusia și au o anumită sensibilitate față de Rusia. Aceasta s-a redus de-a lungul timpului și acesta era practic, era principala opreliște în calea unei poziții tranșante a Israelului care să fie critică și opusă Rusiei. Acum, Rusia sprijină regimul lui Assad din Siria, care este în mod furibund anti-israelian, sprijină Iranul, sprijină și Hezbollahul în mod implicit și Israelul are ca principal aliat Statele Unite ale Americii. Deci suntem într-o ecuație în care relațiile dintre Israel și Rusia nu pot să meargă pe o linie pozitivă. Israelul se oferă să medieze. Știm că avea relații bune cu ambele părți. Știm că avea relații bune cu multe părți. Și atunci, de unde până unde, mai ales cu cât acuzațiile sunt cumva atât de neplauzibile încât te întrebi până la urmă ce au făcut sau n-au făcut israelienii, de fapt. În opinia publică din Israel, critica față de Rusia a fost mult mai puternică decât de la începutul războiului, decât cea pe care au exprimat autoritățile. Poziția autorităților era, cum spuneați, aceea de mediere. Am văzut că de Shabbat a mers premierul israelian împreună cu un coleg colaborator care era de origine brusă izraeliană, tocmai pentru a-și arăta deschiderea față de posibilitatea de a veni mediator, pe când între timp, în interiorul Israelului, opinia majoritară și în special opinia unora dintre cei mai importanți formatori de opinie în Israel era aceea de a fi cu totul de partea americanilor și mai ales de partea lui Zelenski. Originea evrească a lui Zelenski este importantă în interiorul acestei ecuații, este împins înainte ca un personaj care totuși apără o anumită idee de libertate și de democrație și faptul că își asumă o asemenea identitate nu poate să lase liberă, să spunem, de sarcini opinia publică israeliană față de situația din Ucraina. Deci, față de realismul politic al conducătorilor israelieni, care erau mai degrabă dispuși să facă un eventual oficiu de mediere, am avut și o opinie publică care era mult mai pe aceeași linie ca opinia publică occidentală. Acum, palestinienii folosesc cuvântul nazism și neonazism, fascism,
și rasism, pentru a califica acțiunile izraeliene în fâșia Gaza, în mod special, și în teritoriile, așa numitele teritorii ocupate. Ori această retorică a fost împrumutată de Kremlin tocmai pentru a descrie ceea ce reprezintă Israelul. Este un fel de adoptarea unui vocabular prin care se distanțează față de Israel, încurajând totodată țările arabe ostile Israelului să se solidarizeze cu Rusia, că și aici este o acțiune geopolitică foarte importantă, și, de altfel, trebuie spus, spălând gafa lui Lavrov. Că atunci când Lavrov a vorbit despre Zelenski și a comparat originile evreiești ale acestuia cu prezumtivele origini evreiești a lui Hitler prin bunica sa, despre care nu se știa mare lucru, a comis, evident, o gafă. Eu cred că aceasta nu a fost intenționată inițial, neașteptându-se să producă în opinia publică izraeliană un asemenea val, un asemenea tăvălug. Da. Și această... Rusia persistă de obicei când gafează. Vedem, când comite câte o gafă de acest gen, Rusia niciodată nu își cere scuze. Acest lucru este foarte frapant din perspectiva diplomației internaționale. Rusia nu se scuze, ci persistă, merge înainte. Da. E un loc compresor și lovește. În direct cu noi, Mitrică din Iași, bună seara! Hristos a înviat. Adevărat a înviat, vă ascultăm. Domnule profesor Mișcoiu, vă rog să-mi spuneți dacă greșesc în cronologia celor patru etape ale evenimentelor legate de Ucraina. Și anume, a fost mai întâi Maidanul, apoi a venit anexarea Crimeei, apoi a fost războiul acela din Donbas intern al Ucrainei și acum invazia. Am greșit în cronologia asta, că vreau să vă spun ceva foarte important după răspunsul dumneavoastră. Nu ați greșit, nu. Bun. Ce ne spuneți, comprimat, vă rog. Iată, da. Așa. Dacă asta e ordinea și dacă Occidentul a aranjat Maidanul, atunci anexarea Crimeei a fost imediat în răspunsul Rusiei ca răzbunare. La răspunsul Rusiei ca răzbunare a fost bombardamentul din Donbas, al Crimeei, răspunsul Crimeei, la care Ucrainei, a răspuns din nou Rusia cu invazia. Da. Dacă asta e adevărat, trebuie să înțelegem un lucru. Rusia nu se va opri, fiindcă a început Occidentul cu Maidanul. Vorbim între noi, vorbim sincer. Suntem nedrepti. Dacă credem că Rusia se va opri, până nu și-a am înțeles și vă mulțumesc pentru intervenție. Cel puțin cu Crimeea trebuie Mulțumim foarte mult. Ce vreau să adaug la ce a spus dumneavoastră este ce spunea Papa Francisc într-un interviu ieri, că NATO, fără să provoace această invazie explicit, a lătrat prea mult la ușa rușilor. Da, această cronologie este corectă. Pe de altă parte, haideți să vedem totuși ce a fost Maidanul și ce au fost alegerile în Ucraina, cum s-au câștigat acestea și, de fapt, cine are dreptul de a decide asupra destinelor unei țări. Populația din interiorul acelei țări, până la urmă. Am avut un eveniment prin care o mare parte a ucrainienilor s-au revoltat împotriva unui sistem clientelist oligarhic care ținea de Moscova. Desigur că puterile occidentale au încurajat ceea ce s-a întâmplat în momentul producerii Maidanului, dar l-au încurajat tocmai fiindcă o serie de idei privind libertatea, democrația, drepturile omului, înscrierea Ucrainei pe o altă cale decât cea de stat tampon între Rusia și Occident, erau și valori pe care, până la urmă, țările occidentale le împărtășesc. Mai avem foarte puțin timp, îl ascultăm și pe George. Bună seara, stați în direct. Alo, Hristos a înviat, Tariu George din Buzău, satul Colțeni, comuna Cozieri. Am și eu așa o... Tot așa, o foarte părere, comprimat, vă rog, da. Că mai avem foarte puțin timp. Eu cred că data de 9 mai, Rusia, Victoria și 100%, spun asta dacă ne mai zim în programele următoare,
va declara ce a făcut până acum, mizeria care a făcut-o, adică a omorât oameni, a distrus clădiri, aia va fi, cred că, ziua victoriei, dar războiul va continua într-adevăr, așa cred eu. Dar mai mult pe baza acestui lucru, cred că mă bazez și nu știu când de dreptate domn profesor care este acum în legătură directă la Europa FM. Atât ar. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, George. Mulțumesc. Da. Deci va fi ceva livrat cu titlul de victorie, dar va continua și în altă paradigmă totul. Domnule profesor, asta da, e ideea? Este cam ceea ce spuneam și eu la începutul emisiunii, dar încă o dată toate acestea sub rezerva surprizei pe care s-ar putea să ne facă Vladimir Putin. Adică niciodată nu putem să fim siguri că o acțiune care pare verosimilă sau rațională nu va fi infirmată de realitate pentru că va găsi o altă variantă de lucru. Dar în momentul de față, verosimil pare să considere că lucrurile merg bine, să facă un bilanț a ceea ce a făcut, un bilanț triumfalist, fără îndoială, să arate și ceea ce se poate îmbunătăți în operațiunea aceasta specială și cât de vrăjmaș este Occidentul, pe care îl va amenința probabil încă o dată cu armele Rusiei. S-ar putea să avem, de exemplu, inaugurarea unei operațiuni de trimitere a unei rachete undeva în Siberia cu anumită viteză, cu anumită încărcătură, la o anumită distanță, tocmai pentru a arăta încă o dată forța Rusiei și cât de nesigur este orice occidental în, dormind atunci când acceptă... Ne tot arătau asta cu animații la TV, cu Marea Britanie distrusă, ipotetic și așa mai departe, nu? Zilele trecute. Da, deci pe linia aceasta. Asta este varianta cea mai verosimilă, dar încă o dată cred că ne aventurăm într-un spațiu în care meandrele creierului domnului Putin sunt destul de greu de descifrat, mai greu de trecut prin ele decât prin jungla amazoniană, așa că eu cred că suntem prea mult pe speculații în momentul de față. Mulțumesc foarte mult, profesorul Sergiu Mișcoiu, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM. Îi mulțumesc și lui Șerban Cioculescu și celor care ne-au scris și ne-au sunat. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.